fac. Care sunt atribuțiile? El e cu aspiratorul, mai mult îi place să dea cu aspiratorul. Și băiatul cu gunoiul. Joi, în 2. La dimineața Blana. Cleopatra Stratan, Eduard Sanda, la Joi în 2. Întrebări rapide. Hai. Care e mai dintre voi doi mai dezordonat? Amândoi. Mai mult eu? Da. Bine, mai mult eu. Ce înseamnă că e dezordonat, Cleo? Nu. Își mai lasă haine împrăștiate prin casă, da? Prin casă și în șifonier eu tricoule. Da. Nu pot să le așez niciodată, niciodată. N-am nicio șansă. Atât, la asta mă refer, că rest ținem, încercăm să ținem ordinea în casă pe cât se poate. Cine face curățenia mai mult? Da, amândoi. Da? Se știe da, că aici ne completăm. Ne împărțim, da? Depinde acum. Cine el ce face? Să facă? Care sunt atribuțiile? El e cu aspiratorul, mai mult îi place să dea cu aspiratorul. Și băiatul cu gunoiul. Păi da, pentru că tu deja ești din casă și tot job. Acolo te duci. Deci de ce să fac eu două drumuri când tot tu faci unul? Deci... Uite, vreau să vă întreb și eu. Dintre voi doi, că acum, dacă sunteți căsătoriți, ce să fac? Și eu sunt căsătorită, deci ce să vă întreb? Da, mă, da. Cine? Câți ani ai tu, Eduard? Păi și dacă? 25 neîmpliniți. Păi dacă e ok, nu sunt chiar atât de mici. Să nu te mai prind cu aspiratorul. La 25 de ani aspiratorul... De ce, mă? Bine, dar ce vreau? Ce el e căsătorit, acum nu se mai pune problema. La 25 de ani aspirator de femei doar ai voie, nu aspirator din ăsta de... N-ai voie, da? Ne-a luat și de la vertical cu coadă. Tu mamă, ce e tare rău ăla. Da, știu, ăla e foarte tași, ușor. Păi, nu te mai pleci. Ce ai, că dacă era de la cu... cu trompă, cu fir, cu nu știu ce. Deci, nu, cred că îl țineam în... Aspirator cu trompă. Da, da, da. Păi, nu știi că e și cântă, cu un aspirator se legă, na, ziver. Exact. Cine pregătește micul dejun dimineața? Mai mult eu. Recunosc cafeaua. Da, el este mai mult. Ce faci la micul dejun? Ce faci bun? În afară de cafea. Omletă, avocado, omletă cu avocado și cu șuncă. Știi? Uh-huh. Și îi mai place o cremă de brânză, da. Da, o cremă de brânză pe care o pun pe pâine și mai pun și o bucățică de cașcaval sau, nu, mă rog, sandvișuri. Așa. Ce bun. Care e mai cicălitor dintre voi de? Fă aia, hai, fă aia, hai, care încolo e... Tu? Cu ce îl bați la cap? Cu comenzile din casă. Adică tu ești... Trecea, spală vasele! Adică are și el un moment dar în care acela... poate să stea liniștit? În același timp, nu la 5 minute, o oră. A, trebuie să le faci pe toate. Comandă-s, deci când se apucă, le zice pe toate. Aha. Și eu mă fac că n-are semnal. Altă întrebare. Cine plănuiește vacanțele dintre voi? Eu sunt aia care plănuiesc vacanțele majoritatea timpului, pentru că... Eu sunt aia care vreau să călătoresc mai mult, probabil, decât el. Și te ocupi dorința e mai mare. Eu sunt mai local, așa. Nu neapărat, dar uite, mie, de exemplu, îmi vine o idee, uite, zic, hai, peste două luni, de exemplu, următoarea noastră vacanță, unde o facem? Oricum ne întrebăm, că poate avem gusturi diferite. Și dacă decidem să mergem, uite, cum a fost acum la Paris, că Paris acum o lună. Eu, următoarea vacanță, voiam să fiu în Barcelona. Între timp, cu reconfigurare de traseu, Grecia. La Grecia, acum... da. Am mai cercetat noi zona și am zis că ai în Grecia, că e mai drăguț, mai cald, mai ai mai multe chestii de văzut. Și au multă cremă de brânză. Mai ales, mai multe feluri de brânză. Păi aia. Dar vreau să întreb, te ocupi de tot? Adică asta, gen de aici vreau să ajung. Okay. Da, ce ține de rezervări, că cumpărare, bilete, oră și nu știu ce, eu sunt aia care fac tot. Pentru că eu știu, adică... Pentru că nouă nu ne pasă, în primul rând. Da. Nu neapărat. Stăm oriunde. Ai luat biletele, da, e perfect. Perfect, exact. Da. Data și ora, te rog. Da. Eu prefer, uite, când aleg un bilet de avion, să fie la o oră la care nici să nu mă trezesc cu noaptea în cap, în așa fel încât să fie odihnită. Prefer să dau un pic mai mulți bani pe bilet, dar măcar să mă duc la o oră la care să fiu destul de trează și conștientă. Da. Agenția de booking. Da, la mine spuneți că eu mă descurc, da. Da, apropo de bani, cum se țin banii la voi în familie? La comun, fiecare, îi scoatem pe toți, că ești numai... Tank! Deci îi punem la zid, așa. Avem un safe. Cărăvidă peste cărăvidă. Nu, adică e totul, avem fiecare cu banul lui, fiecare... Avem și așa, dar oricum majoritatea cheltuielilor ce ține de comunale... Avem carduri separate, dar și comun. Și comune, aveți și un cont comun. Da. Și mai avem, pe lângă asta, niște bani pe care strângem noi, cash. Am înțeles. Din fiecare, așa e regulă la noi, din fiecare încasare... scoatem niște bani pe care îi strângem X% și îi punem deoparte. Da. Bun. Eduard, te întreb, Cleopatra, are un FSN? Ce e ăla? Am un NFT, dacă... Un FSN, nu știi ce e FSN? Nu. Fără știrea nevestei. Bani de care tu nu știi, crezi că are așa ceva? Nu. N-ai? Nu cred. Nu are. Păi nu. Ce să zici? Noi că n-avem secrete și nu ne ascundem cu absolut nimic. Ia uși. Da, deci...
De ce să... Frumos. Da, e totul păi, la vedere. E totul transparent. E... Păi, da, te mai păi la 24 de ani, normal. Ce vreau să zic? Mai invitați-ne la interviu și pe la 30. Pizza sau șaurma? Pizza. Lasă-mă, te-ai dus, le-ai dat ușor. Dă-le greu să zacă. Pizza cu prosciutto. Stai, mă, că eu cu mâncarea aia. Prosciutto, parmezan și sos tabasco roșu. Poate, să știi, eu prefer șaurma. Adică, nu știu, pizza nu prea-mi place. Are prea mult aluat, este... În general, mănânc foarte puțin aluat. Dar n-ai nimerit tu că e aluatul american, ăla mult, și este ăla napoletan, ăla subțire. Deci să ceri pizza napoletană, poate o să-ți placă. Da, dar gândește că toată pizza e aluat, de fapt. Doar deasupra ai altceva. More or less. Da, de la șaorma ai o bucățică de pită și restul... Verniță. Da. Toate sosurile! Care este întrebat, care este rugat să facă poze mai des, mai mult dintre voi doi, amândoi fiind cântăreți. El. Și... El. Eu? Da. Care e mai vedetă? E, stai așa, în public. Două întrebări diferite. În public, păi, uite, da? Pe care sare lumea mai mult? Săptămâna trecută eram mult și lumea a vrut să facă poze cu amândoi. Da. Dar câteodată mai vrea și doar cu ea. Și e drept, are cariera mai vastă decât a mea. Uh-huh. Da, da, uite, de exemplu, când suntem împreună, oricine vine să facă doar cu mine sau doar cu el, face cu amândoi oricum, adică... Obligatoriu. Da. Adică dacă eu nu vreau să fac poze cu amândoi, obligatoriu. Ori nu mai faci deloc, ori la nu. Pachet, nu, da. Mă refer din cazurile pe care le-am avut, că deocamdată cred că niciodată... Domne, la noi așa merge. Da. Unul nu se pare. Hai că le dau greu eu acum. Yeah. Hai. Yeah. Cine dă cel mai des banii pe prostii? Asta e greu? Madame. Da! Foarte mult. Deci la un moment dat, mi-e greu să recunosc treaba asta. Acu o lună. Așa zic. Dați că vă zic. Zi. Ce-a mai luat? Își lua, deci cred că și-a luat 5 sau 6 parfumuri într-o săptămână. Păi ce sunt prostii? Asta păi nu sunt prostii. Bă, când îți iei 5 deodată... Păi, deci am avut două săptămâni să în care fiecare. În fiecare zi, efectiv, intram într-un magazin în care erau parfumuri. Da. Și în fiecare, cred că în timp de două săptămâni mi-am cumpărat vreo 5 sau 6 parfumuri. Da. Aveai COVID, mă, de-aia, cred că nu le simțeai și rostul. Nu știu, dar am avut o obsesie, dar și el își cumpără. Nu, el de fapt își cumpără, știți ce? Ochelari de soare. Astea sunt obsesiile lui. Ochelari de soare, Adidas și parfumoșele cu parfumurile. Dar de la o vreme încoace are... De la o vreme încoace cu Adidas și cu ochelari de soare. Dacă nu are ochelari de soare, denumită cu un dulap. La 24 de ani, lasă-l măcar Adidas. Și ochelari de soare. Pro FM, Open Radio.